Bună ziua, iar bine v-am găsit. Ia să vedem, în acest suc am avut băgat un roi natural și mi s-a părut că a rămas fără marca. A rămas fără marca și așa bănuiam eu. Acum sunt două metode de a afla acest lucru. Una, mai aștept să vezi dacă va începe să ouă, sau după ce crezi că a trecut timpul, vii cu o ramă, cu o botcă sau rame cu ouă, depinde ce ai la dispoziție. Și acum am venit să verific ce a făcut, dacă mai e în stup această albină, a roit, a plecat din stup. Sunt multe cazuri în care albina poate lua o decizie, chiar dacă pare imposibil, adică cum să plece albina din stup, pur și simplu pleacă din stup, nu e nicio mare scamatorie lucrul ăsta. Dar să văd dacă a continuat să îngrijească botca care i-am dat-o sau pur și simplu are o mască. Nu știu sigur ce face acest microișor, este un roi natural. Eu urmăresc acum, totuși poate ar avea o mată. Poate ar avea, nu știu, că mărcile acestea virgină le vezi mai greu de obicei din cauza dimensiunii reduse, sunt mai mici și al doilea rând se ascund foarte bine. Aici este rama cu botcă care i-am dat-o eu. Ceea ce văd eu e că nu are boci trase de salvare. Iar botca care a fost a dispărut, nu mai este. Deci eu i-am dat lui o botcă care a dispărut până la urma urmei. Nu are larve, deci e posibil să aibă o matcă. Eu n-am văzut matca respectivă, iată botca a fost distrusă. Albina este destul de supărată, sunt două motive, ori matca e împerecheată și încă nu ouă, sau este împerecheată și e frică să nu o piardă. Când vezi la un roi reacția albinei așa de agresivă, o lași în pace, nu mai faci nimic și revii peste 7 zile. De acum am văzut că o matcă poate să existe aici. Acest lucru cu testul ramei cu puie. Iar acum o lăsăm în pace. Revenim peste 7-10 zile să vedem prezența mărcii și dacă a început să depună ouă. Bun, mai există o problemă în momentul în care dați o ramă cu ouă sau cu larve la o colonie, din aceasta care bănuiți că nu are matcă, totuși așteptați timpul în care presupuneți că ar fi ieșit la împerecheat. Eu am așteptat acel timp, că dacă îl dai prea repede și ai o matcă virgină, e posibil ca albinele, văzând ca o larve, o să omoare matca virgină și o să-și tragă boci.
Deci trebuie să așteptați undeva unde estimați acest lucru ca matca ar fi ieșit la împerecheat. Dar totuși considerați că e posibil să lipsească. Bun, cam atâta la acest film. Până data viitoare, numai bine! Thank you.